Moment, mă bucur foarte mult, mă bucur pentru inspirația lui Bergodi. Este prima oară când ajung la stadion, văd foaia de joc și nu sunt contestatar prin tribună. Deci e prima oară. Foarte interesant. Se întâmplă prima oară lucrul ăsta de când este al patrulea meci în Giulești, după meciul cu Sepsi, Botoșan și Petrolu, unde nu câștigase echipa decât două puncte. Când lumea vine la stadion și da, domne, asta e echipa. Lumea aștepta să debuteze Borza, lumea aștepta să-l vadă pe Borja Vale, că se vorbea frumos despre lumea el. Nu se aștepta să-l vadă pe Emers titular? Nu s-a așteptat nimeni să-l vadă pe Emers, dar tot spunea, domne, merită și băiatul ăsta o șansă, a jucat bine, Mutu, poate l-a marginalizat în anumite momente, poate l-a scos nemeritat din echipă. E momentul când Moldovan redevine înger. Mă bucur mult pentru... Să-l țină. Să-l țină, da. Da, Dumnezeu, că vin meciul echipei naționale. E momentul... Uite, spun iar un lucru. Momentul când și apare... Și Tânovanul să devină din nou îngerul îngerilor. Că, doamne, că vine și acum, vin și acum meciul echipelor naționale. În momentul când apare Ioniță la marginea terenului, deja s-aud câteva voci pe la... tribuna întâia, VIP și zona aia de lângă teren, aolo, intră ăsta și strică jocul. Da. E, uite că intră și Ioniță, profită de șansa asta, de data asta, sper să aibă continuitate, intră, marchează, închide jocul, practic face 3-1. Împotriva rumorilor care se aud, exact. Rumorii care se aud în tribună, împotriva ta și care este mai greu de suportat că vine de la ai tăi. Da, vine de la ai tăi și atunci că de exemplu, tu ai fost era un stadion întreg și ai bătut pe Dinamo. Corect, corect. Și faptul motivează. Că ai fost contestat de dinamoviști, culmea este o susținere pentru jucători. Exact. Că momentul ăla de singur împotriva tuturor sloganul ăsta cu ei. Tot singur împotriva, așa, bravo. Da. Singur împotriva, mai greu să fii singur împotriva lor tăi și să le explici la lor tăi că ești bun. Corect. Ioniță intră, își face treaba, bravo lui, sper să o țin așa. Trebuie să mai remarcăm un lucru. A fost primul meci solid din punctul tău de vedere al Rapidului? Pentru că până acum ție nu ți-a plăcut Rapidul. Nu, e un meci, hai să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă suntem rapidi sau nu. Este un meci care echipa îl câștigă, e un meci care echipa și fructifică din multele ocazii care și le creaseră și cu Petrolul, dar pierd. Dar este un meci care îl poți începe de la 0-1 dacă în minutul 16 Moldovan nu are dubla intervenție. Dar acum știi cum se zice, până la urmă Moldovan de-aia e portar. Da, e pus acolo, corect. Dar uite că Moldovan face diferent. Nu poți să știi, Horia, după trei meciuri acasă fără victorie, nu poți să la știi fel, cum reacționează publicul. Galeria susținea oricum echipa. Nu, așa e. Dar restul publicului, uite, Ioniță, îl văd cei din galerie la marginea terenului, nici nu face primul pas pe gazon și toată galeria îi scandează numele. Uh-huh. Un imbold, o încredere, ești de-al nostru, ești copilul Giuleștiului, suntem cu tine, dar hai. Știi ce vreau să